S-au trezit concurenții, au avut muzică și în această dimineață. Am văzut că la una din melodii era o melodie de dragoste, destul de tristă. Era Cristina în living și simțea acea melodie destul de tare. Și Alex în Casa Băieților a dansat pe acea melodie. Am văzut că s-a așezat și în genunchi la un moment dat a venit la Cristina mama lui Ștefan și a îmbrățișat-o, a pupat-o, a simțit-o că este tristă și se gândește la Alex. Fetele o ajutau pe Iuliana să își aranjeze părul în această dimineață, să pregătesc de live. Am auzit o discuție în bucătărie, vorbea Antonia cu Adriana, discutau despre haine, despre cum, cum se vor îmbrăca în emisiune. Spunea Adriana că oricâte haine ți-ai luat la tine tot nu sunt de ajuns. Te gândești, uite, mai trebuia nu știu ce anume de acasă. Au vorbit și despre emisiunea de azi. Adriana întreba unde va avea loc emisiunea întreba la ce oră trebuie să fie gata și îi spune Antonia că trebuie să te cablezi până la ora 1, apoi poți să-ți faci părul, poți să mai te ocupi de ținută până la ora 2. Adriana spunea ok, dar nu vine și Raluca, că eu așa știam că vine să ia acele interviuri pentru emisiunea Raluca și spunea Antonia că într-adevăr vine și Raluca. Îi povestea Adrianei că ea fuge de Raluca dacă știe că a făcut ceva dubios și are să o întrebe ceva Raluca. Adriana zicea, păi eu am mai și scăpat chestia aia că i-ar fi zis Adriana Ralucai că fuge de ea și Raluca i-a spus unde o să fugi, că o să te prind oricum și tot o să-ți iau interviu. Apoi au vorbit despre faptul că se va discuta în cadrul emisiunii ceea ce s-a întâmplat la petrecere. Adriana a spus, eu nu am făcut nimic special, Decât am dansat cu Dedish și puțin la final cu Albert, Antonia râdea și spunea că Dedish a dansat cu Adriana pentru că avea papionul acela roșu Dedish și Adriana avea rochia roșie și de aceea a abordat-o așa mult pe Adriana Dedish la petrecere sâmbătă. Apoi am auzit-o pe Antonia spunându-i Adrianei, dar știi că mai e un băiat singur. Ant Adriana și-a dat seama că se referă la Albert și spunea, apoi am dansat doar puțin la final. Antonia îi zicea că au aceeași vârstă Adriana și Albert, iar Adriana a zis că nu, nu au aceeași vârstă. Apoi spunea Adriana că nu o încântă Albert. I-a zis Antoniei, sincer vorbind, nu mă încântă. Iar Antonia îi povestea că Albert a fost în topul tuturor fetelor din casă. Adriana se mira și zicea pe bune. Apoi i-a spus Antoniei că dacă ar fi fost în topul ei Albert, ar fi spus și ea acest lucru, ar fi... Ar fi mărturisit că îl place, că este în topul ei.